Serafim Urecheană este candidatul PLDM la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Membrii PLDM au grat candidatura lui Urechean aprecind profesionalismul și calitățile organizatorice înalte de care a dat dovadă pe parcursul activității sale în diferite funcții. PLDM consideră că Serafim Urechean are toate capacitățile pentru a soluționa problemele cu care se confruntă capitala Republicii Moldova. Actualmente, Urechean este președintele Curții de Conturi. În perioada anilor 1994-2005 a exercitat funcții funcția de primar general al municipiului Chișinău între 2009 și 2010 a fost prim vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova.